dimineață, felicitări, al doilea meci ca titular pentru tine, tot împotriva Serbiei. Ce a însemnat să joci împotriva, în fața atâtor spectatori, împotriva unor jucători de asemenea valoare? Da, mulțumesc că stai să ai un sentiment unic la care mă rugam și visam încă de când s-a construit Arena Națională și am mers prima dată cu tatăl meu să o văd. Viitorul a fost reprezentată de 6 jucători în acest ultim joc cu Serbia, 4 dintre ei crescuți la Academia Haci. Da, e o dovadă a faptului că se muncește foarte bine aici la noi și cred eu că Academia produce jucători de valoare pentru lotul național. După performanța celor de la tineret, crezi că și Național de Seniori se poate califica? Da, cred că ne putem califica. Zic eu că suntem o echipă talentată și ne dorim în mare parte să zic așa, recâștigăm, cum să zic, imaginea pozitivă din trecut a echipei naționale. Tu ești eligibil și pentru Naționala de Tineret. Cum vezi acest lucru? Sper să joci la Europeanul din vară? Da, eu mă bucur că cei de la Under-21 s-au calificat. Dacă se consideră că e nevoie de mine, eu sunt mândru, aș fi mândru să pot să reprezint România la un turneu final. Un an foarte bun pentru tine până acum, ce îți propui în continuare? În continuare îmi propun să mă depășesc în fiecare zi, să fiu din ce în ce mai bun și să țin tot așa. Un succes! Mulțumesc!